Ossa Patrice io, che a Dio nefmati, che nin che ai, che istu se onas, tone onon amin. Amploarea și profunzimea unei teme ca Arta construcției și interpretării corale, tratată discografic, ademenește și intimidează puternic pe orice slujitor sau mediator al muzicii, deoarece cunoscutele și arhicunoscutele ei prezentări ex catedra, precum și înverșunatele sale comentarii și consemnări în broșuri sau tomuri, oricât de multe și înlănțuite, nu au putut-o încă epuiza. Nu au reușit să o prindă și să o cuprindă exhaustiv, deși mare a fost și este numărul minților luminate, al competențelor pasionate ce au abordat-o pertinent în decursul ultimelor două veacuri, cu precădere în ultimele decenii. Trebuie să ne referim cu gratitudine la munca în acest domeniu a marilor Hector Berlioz, Richard Wagner, Arthur Nikisch, Bruno Walter, Wilhelm Furtwängler, Hermann Scherchen, George Enescu, Constantin Silvestri, Sergiu Celibidache și alții. După o experiență acumulată pe parcursul a 4 decenii de activitate dirijorală, susținută în cadrul multor formații corale de diferite tipuri și grade de cultură, culminând cu Camerata Madrigal, după multe și consecvente strădanii generate de o neostoită nevoie de frumos, după unele dureroase și inerente neîmpliniri, și după nenumărate mari succese obținute în România sau pe diferitele meridiane ale globului pământesc, succese prilejuite de noi anul de concerte, turnee și prezențe la răsunătoare festivaluri, încununat de lauri unor premii de înalt prestigiu național și internațional, înfierbântat de fulminantele elogii ale criticilor de specialitate sau ale unor stele ale artei muzicale de pretutindeni, Leopold Stokowski, André Jolivet, Nadia Boulanger, Elisabeth Schwarzkopf, Yehudi Menuhin, Carlo Zecchi, George Georgescu sau Mihail Jora, am ajuns în cele din urmă să fiu și eu învins de demonul confesiunii. Acel demon ce nu înseamnă altceva decât dorința fără zăgaz de a comunica semenilor, colegii de azi, dar mai ales de mâine, colegi antrenați fervent în iscarea perpetuă a frumosului prin muzica generată de vox humana, nevoia deci de a transmite tot ceea ce, în cadrul nestăvilitei revărsări de energie, a devenit, din frământare amorfă, convingere stenică, din nebuloasă, limpezime, rigoare și lumină, iar din visele de ieri, senzația unei calde realități prezente. Ucule, pasă!
Cele ce urmează nu vor să însemne nicicum un banal curs de alfabetizare muzical-dirijorală. Literatura existentă este deja inflaționistă și în niciun caz un rețetar al confecționării de talente miraculoase. Ele se doresc un complex unitar de orientări profesionale dedicat dirijorului capabil, competent și dăruit cu har, stăruitor și ferm, angajat total în procesul împlinirii spiritualității românești și neabătut în drumul său de a contribui la profilarea și consolidarea unei școli naționale în domeniul interpretării corale, grăbind astfel racordarea benefică și eficientă a acesteia la sistemul, nivelul și prestigiul Universității Mondiale de gen. Tendințele și conceptele unilaterale, ce preconizează exclusivist superioritatea instrumentelor corale specializate numai pe anumite epoci și stiluri, coruri cu profil preclasic, clasic, de divertisment, folcloric, contemporan, etc., nu m-au convins că pot ridica pe o treaptă superioară actul de cultură muzicală, întrucât numai aria repertorială globală, nelimitată, abordată istoricește și geografic, psihologic și stilistic, rămâne modalitatea majoră ce poate astâmpăra setea continuă și nemărginită de muzică a ființei umane. Specializarea excesivă pe o anumită fațetă repertorială poate limita fantezia, poate diminua sensibilitatea, poate instala rutina, impunând în ultimă instanță șablonul. Mai mult decât atât, noi credem că profilul existențial coral impune abordarea în paralel a creației vocal-simfonice, care va defini o altă dimensiune organică a instrumentului. Acest gen de muzică prilejuiește extinderea funcțională a trăsăturilor specifice prin trecerea din postura de cor-entitate în cea de cor-componentă, schimbare ce afectează, modifică majoritatea aspectelor legate de tehnica vocală și de cânt, îmbogățind zestrea de mijloace de expresie pe care trebuie să le posede în final orice colectiv coral. Cielo a te, più nobile.
În acest sens și consens, tematica întâlnirii noastre de breaslă va avea următoarea configurație. Patentul madrigal în construcția instrumentului coral cameral. Valențele omogenității spirituale. Concepție, stil, interpretare. Virtuțile și servituțile renașterii europene. Școlile neerlandeză, italiană, franceză, spaniolă, germană și engleză. Melosul popular și cântul bizantin, esențe ale patrimoniului sonor românesc. Specificul clasicismului și modernismului autohton. Gândire și limbaj muzical în creația contemporană românească. Confesiuni privind crezul artistic.
am certitudinea că vor străbate împreună cu mine până la sfârșit acest drum numai cei pentru care celelalte probleme implicate organic sau complementar în dirijatul și arta interpretării corale constituie deja o realitate bine înțeleasă și stăpânită, așa cum o presupune orice imperativ. Patentul madrigal în construcția corală. Corul, ca instrument colectiv și complex, presupune stăpânirea tehnicii de înrolare a individualității, personalității și caracteristicilor fiecărui interpret în cadrul unității de ansamblu, creind o rezultantă de sinteză capabilă să producă în cadrul sonorităților specifice culori, atitudini și stări în infinita lor diversitate și subtilitate. Noi am conceput corul madrigal ca un organism care să posede voci de calitate, muzicalitate și sensibilitate, inteligență, memorie, voință fermă și abnegație. Aplicarea criteriilor de selecție a coriștilor ce constituie acest organism, testările riguros organizate și individualizate ne-au convins că în afara cazurilor cu totul excepționale, este imposibil ca un singur individ să înmănâncheze toate aceste calități la nivelul cerut de exigențele noastre. De aceea, am selecționat 4-5 quintete vocale, sopran 1, sopran 2, alto, tenor, bas, în așa fel încât fiecare să dețină cu pregnanță printre celelalte câte una din aceste calități esențiale. Ansamblul coral devine astfel un complex echilibrat al tuturor însușirilor ce îi sunt necesare pentru realizarea marilor performanțe. Treaba nu a fost ușoară dacă ne gândim că a implicat armonizarea tuturor acestor trăsături, corelarea lor calitativă în funcție de caracterul cameral al corului, de raportul numeric dintre compartimente, de particularitățile de vârstă și de ținută scenică.
Mai adăugăm la toate acestea și considerentul de care trebuie ținut seama în selecționarea vocilor specifice tipului de cor renașentist, în care sopranele și altistele se exceleze prin voci lirice, cu timbrul luminos, cu o mare agilitate și cu o emisiune non-vibrato, iar tenorii și bașii să fie posesorii unor voci formate, maturizate, cu un vibrato restrâns, ale căror culori timbrale să fie cât mai asemănătoare spre a se putea omogeniza. Pentru noi a fost de asemenea esențial să cooptăm în rândurile madrigalului oameni dispuși și apți să participe la viața de ansamblu, hotărâți să contribuie prin muncă asiduă la realizarea celor mai importante calități ale acestuia, capabil de adevărată prietenie, colegialitate, ținută morală, nobleță comportamentală, subordonând din convingere interesele personale celor ale întregului cor. Este interesant să menționăm că rezultatele pozitive nu au întârziat să se arate, dată fiind forța contaminantă de iradiere și de interferare a grupurilor în procesul de unificare și specificizare a corului. De aceea, omogenitatea spirituală, frumusețea cea mai cuprinzătoare a activității, ne-ar îndemna să vorbim întâi de psihotehnică și apoi de tehnica vocală propriu-zisă. Expunerea lor în ordine inversă o facem pentru a nu subaprecia în mod indirect rolul tehnicității vocale, al educației de specialitate, rol atât de important în rezolvarea marilor dificultăți pe care le presupune împlinirea oricărei performanțe artistice. Aceste două mari coordonate, tehnica și psihotehnica, sunt aspecte complementare ale aceleiași realități de ansamblu, ele îngemănându-se, solicitându-se și susținându-se permanent. Profesionalismul vocal, antidotul empirismului. Acest esențial atribut coral, tehnica vocală, constă în însușirea și rezolvarea conștientă a tuturor problemelor tehnice specifice și se constituie în arsenalul de mijloace vocale expresive de care trebuie să dispună profesionistul de gen. Raportându-l la fenomenul artistic, este ca navaua pe care se brodează splendidele tapiserii flamande. Sunt culorile lui Michelangelo, sunt blocurile marmoreene din care s-a evit Partenonul, este singularul și tulburătorul albastru de Voroneț. Fără acest riguros suport tehnic, nu se poate imagina un înalt act interpretativ. Or, cucerirea acestor unelte presupune un studiu sever organizat, de la individ la colectiv, studiu ce asigură permanenta și deplina potență a instrumentului coral, tehnicitatea vocală și dicțiunea, acuratețea intonațională și acordajul, tehnica metroritmică, omogenitatea vocală și psihică, suplețea sau elasticitatea, psihotehnica. Ar fi inoportun ca pe cale discografică să teoretizăm in extenso toate aceste probleme, deoarece există nenumărate studii ce pot fi consultate oricând. Considerând însă inerente unele exerciții vizând formarea și consolidarea aspectelor tehnice la care ne-am referit, vom profita de acest mijloc de comunicare pentru a vă prezenta câteva exerciții de respirație în cânt, de emisiune, legato, staccato, agilitate, anvergură, dicțiune și egalizarea registrelor, câteva mostre, deci, ale antrenamentului nostru cotidian.
O mențiune specială o constituie practica permanentă a corului madrigal pentru stăpânirea și utilizarea respirației individuale în cadrul ansamblului, tehnică absolut necesară în frazele în care realizarea sensului muzical depășește posibilitățile fiziologice ale individului. Muzica folclorică a tuturor popoarelor cuprinde monodii care solicită cu necesitate acest tip de respirație, ca și muzica bizantină sau cea contemporană. Urmărim de asemenea cu consecvență, pe plan individual și colectiv, realizarea unei impostații juste și a unei corecte emisiuni a glasului pentru formarea vocii corale. Exercițiile destinate realizării legatoului vor fi supravegheate și din punctul de vedere al tehnicilor deja menționate. Oh.
Multe lucrări din repertoriul preclasic, clasic sau contemporan solicită o execuție variată și precisă a staccatoului. Același repertoriu implică stăpânirea unei deosebite agilități vocale. De asemenea, extinderea ambitusului vocilor presupune susținute exerciții de anvergură. În completarea acestor studii practice, ce vă sunt îndeopște cunoscute, vă prezentăm două exerciții cu rol cardinal
în munca madrigalului, referitoare la unitatea sau unificarea substanței vocale de care dispune corul și care îl vor legitima treptat, drept un instrument a cărui înaltă calitate conferă în planul orizontal al muzicii posibilități similare unui quartet de coarde, a cărui construcție măiastră rezultă din confecționarea corzilor din același material, iar în plan vertical, pe cele ale unei ideale orgi umane, cu tonuri ample, generoase și catifelate. Marea dificultate ce trebuie depășită în rezolvarea acestei cruciale probleme este pe deplin răsplătită de inestimabila ei eficiență în aplicarea dialecticii multiplelor sonorități concordante sau discordante a culorilor timbrale care optimizează căile de comunicare artistică. Ați sezizat, desigur, conștiința cu care se face transferul reciproc de sonorități specifice între sopran 1, sopran 2, de la acesta la altă 1, apoi la altă 2, tenor și așa mai departe, sudura intimă, aproape organică între diferitele compartimente, adaptabilitatea și omogenizarea timbrală care asigură obținerea unei voci unice și egale ce se desfășoară între sopranul acut și basul grav, pe al cărui traseu operează în principal frecvența sunetului.